Eu văd întregul alcătuit din trei mari paliere: cel al substanței, respectiv corpul, fiziologia și dacă este problemă, o suferință, este fiziopatologie, este informația, respectiv psihicul, procese, caracteristici psihice și psihopatologie, și sufletul, care este de fapt energie. Bun venit tuturor în Impuls pentru Viață, episodul numărul 3. Sunt Cristina Rad și am privilegiul de a-l avea alături pe mine pe psihologul clinician Mircea Ilie Dumitru. Bine ați venit, domnul Mircea! Bine v-am regăsit. Mă bucur să comunicăm. Domnul Mircea, așa ca de început, haideți să facem un pic cunoștință. Cum ați răspunde la întrebarea cine este Mircea Ilie Dumitru? Mircea Ilie Dumitru este un om obișnuit. Am o viață ca toți ceilalți. Am desfășurat activitate de psiholog clinician și psihoterapeut la Spitalul Județean din Zalău din 1976, făcând parte din prima generație de absolvenți de psihologie, care a fost repartizată în cadrul Ministerului Sănătății la spitalele județene. Absolut întâmplător, mi-am dat seama că dețin și o anume capacitate sau aptitudine prin 1981, deci la vârsta de 31 de ani. Și de atunci am desfășurat întâi în cadrul unui demers individual empiric, activitate de cercetare într-un domeniu mai puțin cunoscut atunci și structurat, respectiv transferul de energie și informație biologică de la distanță. În 1984 am comunicat direcției sanitare, care era atunci deasupra mea ca administrație, că doresc să studiez acest fenomen și am intrat în legătură cu colective de cercetare prestigioase de la Institutul de Fizică Atomică din Cluj, de la Facultatea de Biologie, Centrul de Cercetări Biologice, tot din Cluj. Am avut intenția de a studia acest fenomen în cadrul unor cercetări fundamentale, după aceea cercetări aplicate în domeniul clinic și după aceea, sigur, urma, dacă s-ar fi dovedit că valențele terapeutice se pot integra într-un proces de terapie și de recuperare, să fac și așa ceva. Foarte interesant. Da, cam astea sunt, să zicem, datele despre mine. Foarte interesant, dar spuneți-mi un cuvânt care vă descrie. Cuvântul care m-ar descrie pe mine este bucurie. De foarte când eram bun. Foarte mic, m-au interesat oamenii, m-am bucurat de fiecare dată să întâlnesc, să cunosc oameni noi. Și fiind întrebat, că, repet, copil fiind, ce faci, Mircea, eu răspundeam cu toată gura și cu toată inima, bine! Deci, bucuria de a face bine m-a însoțit de mic. Domnul Mircea, mi-ați spus că ați descoperit la vârsta de 31 de ani că aveți aceste aptitudini de, să zicem, biosenzor și inductor energetic. Cum ați conștientizat că puteți acționa asupra energiilor subtile care au proprietatea de a echilibra organismul? A fost un medic cu o receptivitate mai mare decât a altor colegi. Era medic internist, a avut un pacient cu tulburări cardiace, o tahicardie, după ce a fost investigat și de cardiolog și diagnosticat doar cu o tulburare funcțională. L-a orientat spre psiholog, respectiv spre mine, și eu am reușit cu niște teste proiective și în urma unei anamneze minuțioase să realizez că în urmă cu 3 ani de la momentul întâlnirii noastre a avut o psihotraumă. Noi când avem emoții, indiferent bucurie sau tristețe, ne manifestăm și neurovegetativ. El avusese așa ceva și atunci, dându-mi seama, am încercat o sugestie în stare de veghe cu ajutorul unei povestiri pe care eu am alcătuit-o, care conținea așa numiții stimul cheie.
În momentul când eu n-am dorit să-i centrez atenția spre zona precordială sau cordială acordului, am ținut eu mâna stângă, deci nu am chemat pe cineva cu stetoscop în dreptul inimii, cu pretextul că netezesc cutele cămășii. Și atunci el a spus că simte ceva, ce anume, ca o apăsare cu ceva cald. Am spus, este mâna mea acolo. Nu, ca altceva ce simt și acum. Eu mi-am mișcat mâna puțin și a spus, acum simt ca un curent electric la fizioterapie. Și atunci eu mi-am adus mâna dreaptă suprapunându-le, am realizat că între mâinile mele, cam la 5 cm distanță, a apărut piloerecție, deci ca un câmp electrostatic, și atunci am ridicat, a fost momentul aha, când am ridicat mâinile și deasupra lui, acuzând contactul direct. Și atunci am mers pe partea dreaptă până spre micul bazin, unde el nu mai avea câmp vizual și tot spunea că simte unde deasupra țineam eu mâinile. L-am rugat să se întoarcă pe burtă ca să nu mă poată vedea, că am bănuit că mijește ochii și mă vede, el stând în poziție culcat, relaxat, cu ochii închiși. Am atins în zona fesei, unde avem sensibilitate tactilă maximă, și am stimulat în zona omoplatului, unde sensibilitatea tactilă este minimă. Și n-a simțit, n-a spus că simte ceva la fesă, ci la nivelul omoplatului. Și atunci am fost eu cu totul și cu totul debusolat și stupefiat. Deci, bulversat, am fost primul meu Toma Necredinciosul. Așa că pot să înțeleg pe toți ceilalți care au avut o astfel de atitudine. Sigur, mulți dintre ei, în momentul în care au primit argumente și unele chiar pe propria piele, cum se spune, deși eu nu am atins niciodată, așa, atunci și-au schimbat opțiunile și atitudinea. Și percepția. Cam asta a fost prima încercare și atunci, practic, am realizat că pot ca biosenzor, dar după aceea, în cei 3 ani, până când în 1984 am comunicat oficialilor, am încercat în fel și chip și mi-am dat seama că pot și compensa un anume deficit. Deci eu am fost cumva și stan și capitan. Mi-ar fi trebuit un lider, un guru, cum se spune în yoga, dar din păcate n-am avut decât pe cel de sus. Da, foarte, foarte interesant să descoperiți în felul acesta aceste aptitudini. Sunteți primul și singurul român care a primit un document, o diplomă de la Institutul de Mecanică al Academiei de Știință din China. Ce anume a dus la această recunoaștere din partea lor și ce reprezintă pentru dumneavoastră această diplomă? De la început vreau să spun că întâi am mers la Moscova în 1985 la celebra Evgenia Ivașeva Davitașvili, supranumită Juna, tot psiholog și cercetător și bioterapeut reputat. După aceea am ajuns în 1987 la Beijing, invitat fiind de către directorii Centrului de Învățare, Centrul Internațional pentru Învățarea Acupuncturii, pe care i-am întâlnit la Congresul Național de Acupunctură cu Participare Internațională, care a avut loc la București. De acolo am ajuns la acest institut de cercetări, Institut de Mecanică al Academiei, Academia Mare de Științe a Chinei, nu Academia de Medicină Tradițională, și am primit 2 astfel de documente, eu n-aș zice diplomă, am făcut și sport, la sport am primit diplome. Da. Deci, da, aceste documente... Da, am zis document. Da, întâi document și după aceea ca o diplomă. Da, deci, da, sigur, o pot considera și așa, prin recunoaștere. Eu mi-aș permite, dacă sunteți de acord, chiar să citesc din acele documente. Chiar vă rog. Deci, în 1987, inginerul principal Luo Minghui a scris: ulterior s-a efectuat un experiment asupra palmelor tovarășului, eram tovarăș atunci, Dumitru, cu aparatul... urmează un termen intraductibil, s-a efectuat înregistrarea video a emisiei energetice vizualizată de către aparat, fiind evidentă influența acestui flux energetic în mediul înconjurător. Dar înainte de înregistrare, practic am făcut o demonstrație cu 3 lucrători de la institutul respectiv,
Aceștia au relatat că simt o reacție de căldură ca și cum ar fi făcut un duș fierbinte. Deci asta este 1987 și 1990. După concentrare, nivelul tensiunii s-a ridicat considerabil, efectul de Qigong fiind evident în mod cu totul remarcabil. Da, foarte interesant că s-a putut demonstra științific această aptitudine, aceste aptitudini ale dumneavoastră. Dar, domnule Mircea, spuneți-mi care a fost cel mai complex caz pe care l-ați tratat? Nu am neapărat ameliorat, tratat. Da, aș vrea să completez un pic. Primul experiment care s-a făcut asupra palmelor mele l-am realizat cu un fizician, Ion Mamulaș, la Centrul de Cercetări de Electronografie din București, și unde se vedea diferența dintre structura de înveliș energetică a palmelor în repaus, în stare de concentrare și când aplicam efectiv această stimulare. Deci a fost static înregistrat. În China s-a demonstrat practic dinamic, în sensul că se vede că din vârfurile degetelor, de la ambele mâini, ca niște fluvii, să zicem, ca fumul dintr-o pipă, ies din degetele mele. Unul dintre cele mai interesante cazuri a fost în clinica de chirurgie vasculară de la Cluj, clinica medicală 2, acolo realizam un studiu cu suferinți de diabet și profesorul Kaufmann, odihnească în pace, avea un pacient, un om de la țară, care de 10 zile n-a putut să doarmă, deși se administra Fortral, deci ca o morfină sintetică, să spunem, și rătnea tot timpul de durere. Dar mai mult decât atât, când eu am fost apelat de acest șef de clinică, mi-a spus, noi suntem obișnuiți, chirurgi fiind, cu durerea în membru fantomă, dar acest pacient afirmă că îl doare la distanță de aproape 1,5 metri de unde ar fi fost segmentul care a fost amputat, respectiv piciorul stâng, da, deci incredibil. Distal de la nivelul unde ar fi fost dacă rămânea întreg. Ei, am mers acolo și acolo unde spunea respectiva persoană, am simțit ca de mărimea unui pepene galben o anume entitate, un aer mai condensat, nici nu știu cum să descriu. Uh-huh. Și ideea mi-a venit să iau ceea ce am simțit între mâinile mele, erau cam la această distanță, să spunem, da? Și am venit înspre segmentul amputat. Întâi a fost amputat sub genunchi și s-a făcut o cangrenă și atunci a fost amputat deasupra genunchiului. În momentul când am ajuns cam la 10 cm de segment, am simțit ca un efect de subțiune, un fel de... și mi-a dispărut din mâini entitatea respectivă, moment în care respectivul spontan a adormit. Fantastic. A fost un moment absolut deosebit. Și a doua zi m-am dus să văd când i-au schimbat pansament. Deci a dormit, nu știu, pe la 11 cred că am ajuns acolo înainte de masă, până a doua zi dimineața în continuu. Și când i-au schimbat pansamentul, țesutul avea colorație firească, deci nu se mai punea problema de infecție sau suprainfecție sau gangrena. Foarte, foarte interesant. Aș vrea totuși să reamintesc că dumneavoastră continuați să tratați și să ameliorați boli cronice, toate acestea le faceți pro bono. De ce pro bono? Pentru că este vorba, după teoria chineză, că noi când ne naștem venim cu o anumită cantitate de qi, de energie primordială. Și a doua, care se formează de cursul vieții, este de la primul țipă, de la prima gură de aer pe care o inspirăm la naștere. Și apoi, prin ceea ce consumăm ca hrană solidă, ca lichide, felul cum respectăm ritmurile naturii, inclusiv, deci, sau pornind de la ritmul veche-somn, deci zi-noapte, de la conduita morală pe care o avem, mă rog, să nu faci excese, că mereu am spus unora, când este cunoscut, când vrei să ajuți pe cineva, trebuie să îl ajuți să se depărteze de ceea ce l-a dus la problematică, la necaz.
Așa. Și atunci, dacă îți faci singur gaură în barcă, nu poți aștepta să vină cineva să-ți scoată apa din barcă. Deci renunță să mai faci așa ceva și atunci poți să fie. Pentru că nimic nu este panaceu. Deci eu am refuzat, să zicem, calificarea de Wunderheiler în Austria, unde am lucrat 22 de ani la Viena, sau de vindecător minune sau așa mai departe. Deci de la bun început am spus că mă consider un om și fac lucruri omenește posibil de făcut. Deci din acest punct de vedere, sfatul meu este ca cei care abordează acest domeniu să considere că doar acolo unde sunt secvențe reversibile poate să fie o contribuție și din acest punct de vedere. Adică, domnul Mircea, noastră, de fapt, încercați să tratați cauza care a dus la acest efect. Deci boala este un efect. Evident, evident. Eu văd, și o să continui pentru răspunsul întrebării anterioare, eu văd întregul alcătuit din trei mari paliere. Cel al substanței, respectiv corpul, fiziologia și dacă este problemă, o suferință este fiziopatologie, este informația, respectiv psihicul, procese caracteristici psihice și psihopatologie și sufletul, care este de fapt energie. Și atunci, la aceste trei paliere care sunt prezentate, să zicem, analitic, eu realizez și sinteza și atunci, văzând în integralitate holistic biosistemul uman, trebuie să spun că niciodată, dacă abordezi strict ca psiholog, prin mijloace psihoterapeutice, te duci și înspre substanță și înspre energie. Deci, din acest punct de vedere, energia pe care eu o, să spunem, donez, ca și când ar fi o donare de sânge într-o situație excepțională de la donator direct la primitor, practic, eu nu pot să comercializez ceva ce nu mi-aparține, pentru că uneori mă consider în cele mai multe situații ca un fel de stație de transformare de la o energie foarte mare înspre consumatorul care mi este în față. Și atunci eu doar calibrez. Și atunci cum pot să comercializez eu ceva ce nu mi-aparține? Deci e o chestiune de moralitate. Plecând de la această idee de a trata toate cele trei paliere, spuneți-mi dacă, după părerea dumneavoastră, această formă de terapie, să spunem o formă a medicinei alternative, dacă poate să completeze sau să îmbunătățească sistemul medical tradițional, sau sunt două lucruri complet paralele? Cum ar putea să îmbunătățească sau nu sistemul tradițional? Nu sunt paralele, pentru că și pentru medicina alopată țelul suprem este refacerea sănătății. Domnul Mircea, dar mai devreme, cum v-am spus, medicina alopată tratează efectul, terapia dumneavoastră, să spunem, începe de la cauză. Și de asta, acum, din punctul meu de vedere, sunt două lucruri care pleacă din două puncte complet diferite. Tocmai de asta și mă întreb dacă această formă de terapie poate să îmbunătățească într-un fel sau altul acest sistem tradițional medical. Pentru că nu se mai ajunge la operație, nu mai trebuie luate medicamente, adică se lucrează la nivel energetic, la nivel sufletesc, se tratează la aceste niveluri și implicit se tratează și fizic. Și atunci n-ar mai avea ce face medicina, n-ar mai avea, în afară de operații și așa mai departe, dar inclusiv acestea, din câte ați spus, s-au tratat într-un fel sau altul, nu ar mai fi, oare, necesară la un moment dat medicina tradițională? Două aspecte trebuie să comentate vis-a-vis de medicina alopată. Medicii cu care eu am colaborat, pentru că eu pe palierul psihic, ca psiholog clinician și psihoterapeut, am putut să fiu util. De asemenea, pe partea aceasta a medicinii vibraționale sau energetico-informaționale, de asemenea. Dar pe partea strict medicală am colaborat cu medici prestigioși. Primul a fost doctorul Dan Vlachi Limon, doctor în acupunctură. Cu el am făcut primele înregistrări EEG și EKG și așa mai departe. Deci medicii aceștia au exact aceeași atitudine
Și mai este încă ceva, și în medicina alopată se consideră că este mai ușor să previi decât să vindeci. Și atunci, da, ca să poți prevedea și preveni, trebuie să știi ce cauze ar putea la îmbolnăvire. Sigur, nu se poate contesta nici progresul extraordinar făcut de medicina alopată, nici ceea ce se poate întâmpla și realiza cu ajutorul acestei metode care e considerată alternativă. Alternativă în raport cu ce? În raport în Occident, să zicem, cu medicina alopată, pentru că, da, dacă ne uităm în Asia, unde trăiește, două treimi trăiesc dintre locuitorii planetei, se practică acest gen de medicină. Atât, sigur, în India se vorbește de yoga și dincoace se vorbește despre Qigong. Deci, maniere diferite sau școli diferite, dar în realitate... Dar cred că scopul este același. Sigur. Deci, eu cred că atunci când poți cu o echipă în care să facă parte și psihologul, da, chiar și în chirurgia mare, un psiholog poate să fie util înainte de operație și post-operator. Așa că cu cât, deci un pumn se face din 5 degete. Deci cu cât mai mulți membri într-o echipă care, să zicem, urmăresc un scop sanogenetic, revitalizant, nu? După ce intervine medicina alopată, intervine serviciul de recuperare, care e tot așa, nu? Fizioterapie, de exemplu. Dar acolo, da, sunt modelate, da, elemente care țin de acest... Și ei sunt tot oameni și noi ca oameni suntem așa. Deci nu este un monopol al meu, nu este o capacitate... Nu vorbeam, dar mă gândeam... Individuală. Mă gândeam, având în vedere că totuși cauzele sunt la nivel energetic, la nivel sufletesc, produc o anumită stare fizică, boală, ar fi mult mai... nu știu cum să spun, sănătos, aș spune, din toate punctele de vedere, să se trateze cauza, să nu se ajungă tocmai la această medicină alopată, să spun, operație și chiar și medicamente și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, mă întrebam dacă această formă de terapie poate să îmbunătățească, să completeze, dacă nu, sistemul tradițional. Da, da, categoric. Deci totdeauna se poate... îmbunătății, trebuie să înțelegem corect acea aserțiune că mai binele este dușmanul binelui. Deci completările sunt și de o parte și de alta. Sigur, eu în China, când am fost la cel mai mare spital, Si Yuan din Beijing, acolo aveau departamentul de medicină alopată, aveau tehnologie și aparatură de ultimă oră, cum aveau și pentru aceste studii care le făceau pe informații care le dețin de 1000-2000 de ani. Da, asta mi se pare foarte important, să meargă cel puțin, să meargă în paralel, adică și cu medicina alopată și cu aceste terapii care sunt de peste, cum ați spus, 1000-2000 de ani, să meargă în paralel și într-adevăr să se folosească de amândouă în același timp, în așa fel încât să ajute cât mai mult pacientul. Sigur, noi suntem încă ancorați înspre materie, deci ceva mai mult medicina alopată, ceva mai puțin medicina asta vibrațională, dar sunt și reprezentanții teoriilor și practicii, dacă vreți, ezoterice, deci care vorbesc despre... Da. Cauze care sunt între alte universuri și așa mai departe. Acum se vorbește mereu despre și din ce în ce mai des de hipnoza regresivă în alte vieți. Deci e o lume interesantă. E o deltă. Dacă ar fi o deltă feroviară, ar fi mai simplu. Da, da, categoric, așa este. Sunt foarte, cred că avem foarte multe. Și cu toată tehnologia din ziua de astăzi, consider că încă sunt aspecte necunoscute ale ființei noastre, să spunem așa, la toate nivelurile, într-un final. Da, așa este. Domnul Mircea, o ultimă întrebare. Ce sfat, îndemn, încurajare ați da cuiva care își descoperă, care conștientizează, care are anumite abilități, are anumite calități și se lovește de îndoielile și de negativismul celor din jur, care nu cred sau care sunt sceptici? Da, în momentul în care cunoști butada
mi-e prieten Platon, dar mai prieten adevărul, atunci toate comentariile scepticilor pălesc. În momentul în care faci acest lucru, conștient fiind că principala grijă trebuie să nu prejudiciezi, atunci trebuie să te mai gândești și la spusa populară, foaia verde lobodă, gura lumii slobodă. Dacă unii nu pot să înțeleagă, alții nu vor, sau nu vor și nu, sau nu pot și nici nu vor, atunci n-ai ce face cu ei. Sunt capete pătrate ca și piatra de la Meca, deci niciun cutremur nu îi răstogolește. Din acest punct de vedere, trebuie mers înainte, dar, repet, cu un pas sistematic, cu metodă și în cadrul unei activități care cuprind specialiști, electroniști, biofizicieni și așa mai departe. Eu așa am ajuns membrul unui contract național de cercetare în acest domeniu între fostul Consiliu Național pentru Știință și Tehnologie și Institutul de Cercetări Electronice din București. Așa am ajuns și cu statut de recunoscut de membru al Asociației Oamenilor de Știință din România. Dacă m-aș fi oprit, iarăși încă îmi vine în minte întreg aliotmanul să se împiedice de un ciot. Deci dacă m-aș fi oprit la primele comentarii care și cu surpriza că veneau de la colegi care știau cam ce și cum, eu am făcut, înainte de a comunica oficialilor, o demonstrație de ipnoză clinică, tocmai pentru ca să testez terenul, că eu lucrez la secția de psihiatrie, acolo unde sunt halucinații vizuale, auditive și proprioceptive, puteam fi considerat că am făcut boală psihică, nu? Și să mă pensioneze. Deci, toate aceste elemente trebuie să fie, să zicem, reciclate în creuzetul motivațional și atunci aceste șarje ironice sau, știu eu, comentarii critice, să-ți dea energie, deci să folosești energia acestor persoane. Da, foarte interesantă percepția noastră și felul de a aborda aceste persoane care, sceptice fiind, încearcă să ne inducă oarecum și nouă îndoieli. Cu bucurie trebuie făcut tot. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Mircea, pentru astăzi, pentru toată bucuria de a împărtăși cu noi viața dumneavoastră și, de fapt, viața profesională și ceea ce faceți. Vă mulțumesc că sunteți un impuls în acest proiect în care încerc să aduc oamenilor exemple de urmat. Vă urez o zi frumoasă și sper să ne vedem în România. Mulțumesc, aceeași speranță am și eu. Salutări tuturor celor care ne urmăresc.